Vă spunem bună seara și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Dorim ca și în această seară să dezbatem acest subiect minunat, calea către Hristos. Cum putem să găsim calea, cum putem să ne îmbunătățim pe această cale pe care am pornit și cum putem să ajungem la destinația finală. Vă mulțumim că ați ales să fiți încă o dată împreună cu noi. Dorim ca să invităm din nou prezența lui Dumnezeu să ne călăuzească în studiul din această seară. De aceea vă invităm la acest moment de rugăciune împreună cu pastorul Daniel Palan. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, plin de milă și de îndurare, cu mulțumire, cu laudă și recunoștință în inimile noastre venim prosternați înaintea feței tale, să te onorăm, Părinte Sfânt, ca și numai Tu, Doamne, meriți toată onoarea și lauda, căci bunătatea Ta a cuprins și inimile noastre, Doamne, și ne-a cuprins în planul de mântuire și a pus și în inimile noastre dorința după mântuire și viață veșnică. Îți mulțumim pentru această favoare divină care ni se face în mod nemeritat pentru noi, dar totuși ne bucurăm de ea. Îți mulțumim, Doamne, că putem să fim și noi mesagerii Tăi ca să ducem și noi solei Evangheliei Tale până la marginile pământului. De aceea Te rugăm ca și cu această ocazie, când dorim să împrăștiem cuvântul Tău cel viu și dătător de viață, Doamne, să binecuvintezi această lucrare și să ne ajuți Tu ca să continuăm în ea până cuvântul Tău va ajunge la urechea oricărui muritor și să se decide pentru mântuire. Amin. În Tine speranța noastră să fii cu noi, Doamne, în prezentarea care urmează, să binecuvintezi, Te rugăm, ascultătorii noștri cu o înțelegere a cuvântului Tău și să ajuți fiecăruia ca să ia decizii pentru viață veșnică și pentru o relație stabilă cu Tine. Amin. Să fii cu toți cei dragi și iubiți și să ne ajuți, Doamne, ca eforturile noastre care le depunem pentru salvarea sufletelor noastre și ale celor dragi să fie încununate de succes. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale, ne încredințăm în mâna Ta și Te lăudăm că ești vrednic prin Domnul Iisus acum și în veci. Amin. Amin. Dățile anterioare am vorbit despre înaltul privilegiu al rugăciunii, posibilitatea pe care o avem de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a vorbi cu Dumnezeu, de a ne spune tot ceea ce avem în sufletul nostru. Vă mulțumim că sunteți atrași de aceste prezentări ale noastre și să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să fim atrași de această putere a lui Dumnezeu care poate să schimbe vieți. În această seară dorim ca să dezbatem următorul subiect: ce să facem cu îndoiala. În viața noastră, inevitabil, de multe ori apar momente în care poate punem la îndoială, apar momente de incertitudine, în care nu avem suficientă încredere și apar momente de îndoială. Aș vrea ca în această seară să vorbim despre această îndoială care poate să apară la un moment dat în cuvântul lui Dumnezeu, îndoială în privința alegerilor pe care Dumnezeu le are cu privire la noi. Și aș vrea ca să pun o primă întrebare. Există în Biblie lucruri care nu pot să fie explicate și care să nu poată să fie înțelese de noi? Există cu siguranță, pentru că dacă Dumnezeu în lucrurile sale nu ar fi și tainic, atunci nu ar mai fi Dumnezeu. Dacă ar fi înțeles pe deplin de mintea umană, El n-ar mai putea fi Dumnezeu. Tocmai de aceea sunt lucruri în Biblie pe care mintea noastră mărginită nu le poate înțelege. Însă esențial este ca aceste lucruri să nu constituie un obstacol pentru noi. Și să ne mulțumim, pentru că există un verset în Biblie foarte clar în Cartea Deuteronomului care spune lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Este bine să ne mulțumim cu ceea ce Dumnezeu ne descopere și El cu siguranță ne descopere suficient de multe lucruri care să ne ajute la mântuirea noastră. De fapt, Dumnezeu nu ne cere niciodată să credem înainte de a ne oferi dovezi pentru credință. Interesant este că diavolul se leagă sau pune acolo cuiu tocmai pe acele lucruri care noi nu le putem înțelege și par de neînțeles de noi.
Și prin acestea, uneori ne zdruncină credința noastră, zdruncină credința multor oameni. Cum putem noi ca să avem o credință puternică în ceea ce Dumnezeu a spus și să nu fie zdruncinată credința noastră de aceste lucruri care uneori par atât de neînțelese de noi? Noi ar trebui să ne mulțumim cu lucrurile pe care le înțelegem, pentru că ele sunt îndestulătoare pentru ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu față de noi. Planul de salvare, eu cred că cei care studiază Biblia pot să înțeleagă clar planul de salvare pe care Dumnezeu l-a avut față de om, cum l-a adus la îndeplinire, mijlocirea Domnului Hristos. Deci sunt lucruri care putem să le înțelegem. Dacă mai sunt și din acelea pe care nu le înțelegem, atunci să ne încredem că Dumnezeu cunoaște și știe El mai bine și noi trebuie să ne rezumăm la ceea ce ne este descoperit. Pentru că, într-adevăr, Biblia nu este o carte ca oricare alta. Când o citim, o studiem și vom înțelege tot ce scrie acolo. Așa cum se amintea mai înainte, Dumnezeu este necuprins. Nu poate mintea noastră limitată să-L cuprindă pe El. Așa că n-ar trebui ca, eu știu, dacă sunt anumite aspecte din Biblie să apară îndoială, nu mai cred sau... Nu. Nu. Noi trebuie să ne încredem în iubirea Lui și totdeauna să ne bucurăm pentru felul cum El a plătit prețul răscumpărării pentru noi și pentru modul în care ne-a descoperit iubirea aceasta a Lui. Credința pe care o avem noi ar trebui să se bazeze pe dovezi sau ar trebui să fie doar o credință bazată pe demonstrații, poate, sau pe partea sentimentală? Da, pe dovezi. Sunt dovezi în Scriptură și mi-amintesc de o idee pe care o învățam. Zice că noi ar trebui să ne bazăm pe greutatea dovezilor. Adică, să zic așa, într-un punct, când vrem să vedem dacă este adevărat sau nu, să căutăm în Scriptură și dacă găsim mai multe dovezi despre acel punct, despre acel lucru, trebuie să-l credem. Nu? Pentru că, na, poate găsim argumente, idei în Biblie care nu sunt susținute. De exemplu, într-un loc scris ceva, dar în altă parte Scriptura nu-l susține. Da? Dar dacă o idee, un punct, un adevăr este susținut în Scriptură și de alte dovezi, atunci noi trebuie să credem. Da. Biblia este, are suficiente dovezi, nu? Sigur. Cum spuneați că nu, Dumnezeu ne-a lăsat suficiente dovezi, ne-a lăsat suficient adevăr de care avem nevoie. Aș vrea să vă întreb, poate să înțeleagă o minte omenească pe deplin felul în care lucrează Dumnezeu? Niciodată. De ce unii înțeleg mai mult, unii înțeleg mai puțin? Nu se descoperă Dumnezeu la fel tuturor persoanelor? Dumnezeu se descoperă. Problema este de gradul de cultivare al minții și de cât de mult dorește sufletul să obțină din Dumnezeu. Știți, sunt unii creștini foarte evlavioși care studiază, care se roagă intens și care vor într-adevăr cu toată inima și cu puterea lor să fie ca mântuitorul lor și fac foarte bine. Alții sunt poate mai înceți și nu prind așa de repede sau așa de bine toate învățăturile din cuvânt. Dar după cum Domnul Iisus știm că a împărțit talanți diferiți ca număr fiecărui om, fiecare ar trebui să tindă după mai mult, să se mulțumească cu ce are, adică să nu să se mulțumească, să exerseze din ce are și să tindă după mai mult din a cunoaște pe Dumnezeu. Că asta este interesant pentru suflet. Adică Dumnezeu mi-a dat un dar. Îl folosesc la capacitate pentru că Dumnezeu mi-a promis că dacă folosesc darul care mi l-a dat, îmi va da și altul pe lângă el. Și atunci vom putea să ascedem
de la o treaptă mai din sus, mai sus, către cunoștința aceasta care poate să ne aducă în final la mântuire. Vreau să amintesc că definiția credinței este aceea încredere în lucrurile care nu se văd și care totuși există. Deci, dacă Dumnezeu în cuvântul său ne spune că într-adevăr așa stau lucrurile, trebuie să credem că așa stau. Că aminteam cu altă ocazie că cine se apropie de Dumnezeu să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Deci să credem și noi pe Dumnezeu pe cuvânt, fără să vedem ceva palpabil, pentru că în esență aceasta e definiția credinței. A crede fără să vezi. Cum i-a spus Domnul Iisus lui Toma, Tomo, tu ai văzut și ai crezut, dar ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Aici este, dragii mei, esența. Să-L credem pe Dumnezeu chiar dacă nu avem dovezi palpabile omenești. Să fim convinși că bunătatea Lui există, se manifestă și că El va răsplăti pe aceia care se încred cu toată inima în El. Iar Domnul Iisus spunea, cine vrea să cunoască, va ajunge să cunoască. Cred că depinde foarte mult motivația. Da, și de modul cum un om dorește, studiază, se roagă, nu? Chiar ca paranteză, ascultam o experiență a unei fetițe de 12 ani. Atât avea, 12 ani. Dar așa de mult îi plăcea să studieze Scriptura și până la urmă a ajuns să înțeleagă niște adevăruri și a avut o discuție cu preotul din localitate. Și preotul nu a reușit să o convingă, nu a avut dovezi, nu a avut argumente ca să o convingă față de adevărurile pe care ea ajunsese să le înțeleagă. Deci, tu ai zis mai înainte că Dumnezeu descoperă la unii mai mult și la unii mai puțin. Nu, nu. Depinde de modul cum dorim, cât de mult ne luăm timp, cât de mult studiem, cât de mult ne rugăm. Și Dumnezeu ne va descoperi și ne va face să înțelegem mai bine. Vorbind despre aceste taine, despre aceste comori, am putea să le numim ascunse, care sunt ascunse de ochii noștri, care ar fi câteva dintre aceste taine care sunt parcă învăluite în ceață, în mister pentru noi? Chiar că misterioase pentru noi sunt taine cum ar fi apariția păcatului în lume. De ce? Auzim pe mulți oameni. De ce Dumnezeu lasă pe diavolul să facă atâtea ravagii și atâtea nenorocire? De ce l-a lăsat să vină pe lume? Și atunci spunem, Dumnezeu n-a creat pe diavolul. Dumnezeu a creat pe Lucifer, înger de lumină. A fost sfânt, curat, cel mai mare dintre îngeri. Bun, aceasta este una din taine. Alta poate să fie întruparea Domnului Hristos. Este o taină pe care noi oamenii nu o înțelegem. Cum se face că un Dumnezeu se întruchipează și vine pe cale naturală, umană în lume, așa prin naștere dintr-o femeie și așa mai departe. Este o taină, dar trebuie să o credem. Că la Dumnezeu nu există taine, dar la oameni există taine. Și mai sunt și altele de felul acesta care n-ar trebui să constituie o barieră pentru credința noastră. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a descoperit lucruri suficiente pentru mântuirea noastră. Da, am putea să mai adăugăm aici nașterea din nou, adică felul cum un om este transformat de la o viață firească, plină de păcat, de nelegiuire, la un om nou, în Hristos. Și aceasta este o taină. Sau învierea. Învierea, iar la fel, este o taină. Aole, foarte mulți, când au de înviere, iar pentru ei pare ceva... Nu mai cred. Dar ce, a înviat cineva? Ați văzut voi că a înviat? Deci sunt taine care Biblia le scrie și pe care noi trebuie să le credem. În aceste taine, există vreo limită până la care am putea să studiem despre ele? Unde ar fi terenul, am putea să spunem, terenul interzis în care pur și simplu doar începem doar să presupunem? Cum am putea să ne dăm seama ca și oameni să nu ajungem pe un teren care nu ar trebui să pășim? Da, sunt lucruri în Sfânta Scriptură care cred că depășesc limita pe care noi o avem, mintea noastră, și așa cum aminteam mai înainte, trebuie să ne rezumăm la ceea ce ne este cunoscut. Pentru că dacă stăm să analizăm pe Dumnezeu,
niciodată nu-L vom cunoaște așa cum este, pentru că El este necuprins, nu? Și despre El vom studia în toată veșnicia și nu vom ajunge să-L înțelegem. De multe ori ne aventurăm pe niște terenuri, pe niște idei, pe niște lucruri pe care am vrea noi să le cunoaștem. Și dacă chiar nu le cunoaștem, începem să aducem niște idei de la noi și cam ar fi cam așa. Presupuneți. Sau, așa, presupuneți, da. Sau așa, sau... Aici este un cumetare. Nu avem dovezi, dar presupunem noi, mă gândesc că trebuie să ne oprim. Călcăm pe un teren interzis. Da, Apostolul Petru spunea că sunt multe lucruri greu de înțeles pe care mulți le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Pierzare. Da. Și cred că spunea tot aici în această lecție că foarte mulți sceptici folosesc aceste cuvinte care sunt greu de înțeles din Scriptură, tocmai le aduce ca un argument împotriva Bibliei, nu? O altă întrebare pe care aș vrea să o punem în această seară și la care să găsim un răspuns. Cum este dezvăluit acest adevăr al lui Dumnezeu în Biblie? Este greu de înțeles, adică ceva care să nu poată să fie atins. Parcă există atât de multe taine, lucruri care par... Și lumea spune, e nevoie să merg la cineva să... îmi spună El, să-mi destăinuiască El. E chiar așa de greu de înțeles adevărul lui Dumnezeu, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu? Acum, știi, mă gândeam așa puțin. Ființa umană este înțeleasă de oamenii de știință în toate aspectele? Modul cum lucrează creierul nostru, cum se depozitează acolo niște informații atât de multe, sau și multe altele, este cunoscută pe deplin de oamenii de știință, de medici, de... Nu. De ce ne mulțumim cu atât? De ce nu spunem, uite câte lucruri care... Deci, noi ne rezumăm la cât cunoaștem, da? Bun. Și atunci, de ce să ne pierdem sau să ne îndoim sau să apară descurajarea că nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu? Păi cuvântul lui Dumnezeu este de la Dumnezeu, este Dumnezeu. Nu vei reuși să-L înțelegi pe deplin. Și atunci trebuie să-ți pierzi credința, trebuie să te descurajezi, trebuie să, eu știu, nu. Tu trebuie să te bucuri și să-I mulțumești pe lui Dumnezeu pe atât cât ți-a descoperit și cu siguranță avem făgăduința că Dumnezeu ne va descoperi mai mult și mai mult și mereu și mereu ne va descoperi dacă studiem. Dar nu e bine să apară descurajarea, nemulțumirea sau eu știu că n-am înțeles nu știu care lucru. Da. Biblia este plină de lumină și am putea să spunem ca și materiile pe care le urmează un copil de când este mic, merge la grădiniță, apoi școala primară și așa mai departe. Cred că Biblia este un material care poate să fie aprofundat de toate clasele. Chiar și copiii, chiar și tinerii, chiar și masteranzii, chiar și doctoranții pot să găsească în Biblie o hrană potrivită pentru minte. De aceea cred că este singura carte care are atât de mare varietate și poate să aducă atât de multe răspunsuri la întrebările noastre. Depinde de dorința noastră de a continua aceste studii, că e posibil să rămânem doar la un nivel începător, nu? Să rămânem doar la grădiniță, atâta mi-a descoperit mie Dumnezeu, nu? Sunt mulți oameni pe eu aștept ca să mai descopere Dumnezeu mai mult adevăr. Da, se mulțumesc cu puțin, adică, nu? Da, da, da. Cum să facem să ne dăm seama care sunt lucrurile care sunt descoperite, care sunt pentru noi și lucrurile care sunt ascunse? Cum spuneam această frază, păi mie nu mi-a fost descoperit lucrul ăsta, eu nu pot să mă apuc să împlinesc ceea ce spuneți voi, că mie nu mi-a fost descoperit lucrul acesta. Dumnezeu care este nemărginit în cunoștință și în putere, dorește să împărtășească tot mai mult din cunoștința Lui copiilor Săi de pe pământ. Însă aceasta în măsura în care gradul lor de percepție permite aceste lucruri. Și percepția noastră umană este limitată, însă dorința de a cunoaște mai mult
și mai mult despre veșnicie, despre mântuire, despre stilul curat de viață și demn, nu? Asta este știința principală, pentru că mântuirea este, cum să spun, știința cea mai înaltă, obținerea mântuirii. Cei care doresc să cunoască lucrul acesta, li se va turna mereu din înțelepciunea divină și vor deveni din ce în ce mai în temă cu lucrurile de interes veșnic. Găsim în cartea profetului Daniel din Biblie următoarele cuvinte în ultimul capitol 12. Cei înțelepți, zice, vor străluci ca strălucirea cerului și cei care vor învăța pe mulți să umble în lumină vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Deci, cu bucurie putem nădăjdui și noi să fim o stea în momentul în care acceptăm călăuzirea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui, nu înțelepciunea lumii, care e trecătoare. Deci, pe cât de mult studiem și dorim să ne însușim din înțelepciunea lui Dumnezeu, pe atât de înalți în cunoștință vom ajunge. Și vreau să spun că în direcția aceasta nu există limită. Chiar în viața aceasta pământească putem să creștem mereu și mereu. Și Dumnezeu nu a pus un hotar până aici. Nu, doar El este infinit în putere și în înțelepciune, dar copiii săi pot să ajungă mereu și să cunoască din ce în ce tot mai mult din caracterul lui Dumnezeu, așa cum spunea și Ionel anterior, o veșnicie întreagă. Deci să ne dăm seama, dragii mei, să cunoști o veșnicie întreagă și să nu te saturi de cunoștință și să tot cumulezi din ce în ce mai multă cunoștință. Cu adevărat este un lucru dumnezeiesc. Este fantastic pentru noi ca să experimentăm în viața noastră asemenea cunoștințe. Cum poate ca inima noastră să nu fie afectată de mândrie atunci când se pare că noi înțelegem adevărul lui Dumnezeu la un nivel mai profund decât alte persoane și să spunem, a, voi sunteți oameni limitați, eu am înțeles. Și de multe ori găsim această situație în care unii spun, a, voi sunteți de aia rămași în urmă, noi am primit o lumină mai mare și noi înțelegem mai bine, mai profund. Simplu, rugându-ne ca și David, Doamne, ferește pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Aceasta e o modalitate. Apoi gândindu-ne la umilința și smerenia Domnului Iisus manifestată în viața lui pământească, cum ne-am permite noi să fim peste el, peste atitudinea lui pe care a avut-o? Sub nicio formă. Ajunge ucenicului să fie ca Domnul său, dar nu mai sus decât el. Așa că umilința și smerenia Domnului Iisus trebuie să fie o lecție pentru noi, astfel ca să nu dorim să fim aroganți, să fim... cum se spun, să ne manifestăm că noi știm de toate și multe. Nu, noi trebuie să ne afișăm cunoștința doar atunci când e nevoie. Nu de dragul de a te afișa că cunoști și știi. Nu, atunci când ți se cere, atunci când e nevoie să-ți oferi cunoștințele tale. Nimeni nu s-a născut învățat, nu? Adică, na, toți am fost pe o poziție când nu știam nimic. Faptul că eu sau tu cunoști și ai ajuns la o înțelegere mai amplă a cuvântului lui Dumnezeu. Eu știu, a fost nevoie de timp, de studiu, de rugăciune. Asta nu trebuie să te facă să te înalți sau să te mândrezi sau eu știu, să-l privești pe celălalt de pe o poziție mai înaltă. Nu. Dumnezeu se descoperă fiecăruia în parte la timpul și la momentul potrivit și noi ar trebui să ne rugăm pentru ca cei de lângă noi care n-au ajuns să înțeleagă ca noi să le descopere și lor Dumnezeu și să ajungă și ei aici. Nu cred că ăsta ar trebui să fie un motiv de mândrie și de înălțare față de ceilalți. Da, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Avem atâta lumină în cuvântul lui Dumnezeu. Cred că nu putem să spunem că nu avem lumină astăzi, că nu avem lucruri descoperite. Este posibil ca noi să trăim într-o eră în care să fie atât de multe lucruri descoperite și noi să nu le acceptăm în viața noastră, să trăim în neadevăr când adevărul este descoperit. Adevărul lui Dumnezeu este clar și limpede. De aceea să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne lumineze și să trăim acest adevăr pe care l-am primit. Atunci când tăgăduim cuvântul lui Dumnezeu,
cum putem, de ce putem noi să tăgăduim acest cuvânt pe care Dumnezeu l-a dat? Și Dumnezeu scrie la un moment dat negru pe alb. Asta să faci și noi spunem, nu, nu-i chiar așa, nu cred că Dumnezeu cere chiar asta. De ce ajunge omul să tăgăduiască, să dea la o parte cerințele pe care Dumnezeu le-a lăsat scrise? Posibil că ideile din cuvântul lui Dumnezeu nu sunt asemenea ideilor pe care omul le are. Adică omul vine cu niște idei preconcepute, nu? Și dacă Biblia nu se potrivește cu ideea lui, a, aici nu este, nu, nu este bine sau nu. Nu, noi trebuie să lăsăm la o parte toate ideile noastre, ca și un copil când merge la școală, așa cum aminteam mai înainte, este într-o fază în care nu știe. Nu știe nimic, nu? El merge să învețe, da? Și ușor, ușor învață litera A, B și așa mai departe. La fel ar trebui să venim și noi când studiem Biblia. Am văzut oameni și am stat de vorbă cu foarte mulți oameni care au studiat anumite științe, au ajuns la anumite concluzii și înțelegeri despre univers, despre natură, despre așa, și pe urmă vin și se apleacă asupra Bibliei. Și ăștia sunt cei mai predispuși ca să se îndoiască. Pentru că când citesc în Biblie, ideile de le găsesc acolo nu se aseamănă cu ideile pe care deja ei le-au avut înainte, prin studiul pe care l-au făcut, prin lecțiile pe care le-au învățat. Nu se mai... Nu e adevărat, nu. Nu-l primesc. Nu? Nu, noi trebuie să venim ca și copii care nu știm nimic. Da? Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Începe de la zero, tu nu știi nimic. Nu veni cu niște idei ale tale preconcepute despre El sau despre ceea ce a creat El sau despre ce e în jurul nostru sau despre... Nu. De asta apare această problemă. Da, și știința astăzi cere mai mult dovezi și la credință, la Domnul Iisus trebuie credință ca Sigur. Să crezi lucrurile lui Dumnezeu. Sigur. Da. Dumnezeu să ne ajute ca să acceptăm această credință și să acceptăm dovezile și să avem această credință care să ne ajute să îl primim pe El ca singura persoană care ne poate lumina viața noastră. Ce s-ar întâmpla cu noi ca oameni dacă am putea noi prin putere, am putea noi să îl înțelegem pe Dumnezeu pe deplin, așa, în tot ceea ce este Dumnezeu și nu ar mai fi astfel de lucruri care să pară greu de înțeles și să fie uneori poate interpretabile. Ce s-ar întâmpla cu noi? Așa cum aminteam, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu atunci, pentru că ar fi în totul cunoscut de om. În cartea Proverbelor lui Solomon spune că slava lui Dumnezeu stă în tăinuirea lucrurilor, iar slava împăratului stă în cercetarea lucrurilor. Deci Dumnezeu este Dumnezeu, este necuprins, este, cum să spun, în unele lucruri de neînțeles, pentru că aceasta este taina dumnezeirii Lui. Nouă, ca ființe muritoare și limitate, ne este dat să cunoaștem suficient de multe lucruri care ne aduc în prezența Lui și ne aduc la mântuire. Dar mintea umană nu poate să perceapă, nu poate să cuprindă, practic, mintea Lui Dumnezeu, care este nemărginită. Nu poți deveni. Nu? Chiar îngerii din ceruri nu au statura aceea de a cunoaște pe deplin în totul și în toate așa cum este Dumnezeu în cunoștință și putere. Fiecare cunoaște suficient de mult pentru mântuirea lui, pentru a-și da seama într-adevăr că trăiește într-o lume sfântă și că Dumnezeu este atotputernic. Așa că și noi să ne mulțumim și să perseverăm în ceea ce Dumnezeu ne-a dat pentru ca să putem să ieșim și noi din întumecimea asta a păcatului, în mijlocul căreia trăim, să căutăm să trăim în lumină și să oferim lumină celor din jurul nostru prin propagarea acestui cuvânt de viață a lui Dumnezeu, al Evangheliei, care este, Evanghelia este puterea mântuitoare pentru mântuirea fiecărui suflet care crede. Așa că să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru câte ne sunt descoperite și să nu fim nemulțumitori că nu cunoaște mai multe. Nu? Cum există în lumea aceasta savanții care știu sau pretind că știu numărul de stele și numărul de constelații și numărul de
mai știu câte alte lumi și ce mai este în Universul lui Dumnezeu. Nu? Deci acestea consider că sunt lucruri tainice, sunt lucruri de necuprins pentru om, pentru că nu, asta e în planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne mulțumim cu cine a descoperit Dumnezeu. Și vreau să mai adaug și eu ceva aici. Dacă mintea noastră l-ar cuprinde și l-ar înțelege pe Dumnezeu, Dumnezeu n-ar mai fi pentru noi o ființă supremă. Adică ar fi cineva limitat. Nu? Limitat. Înțeles de mintea mea. Tocmai de aceea El este Dumnezeu. Pentru că nu poate să fie cuprins. Nu? Este infinit și necuprins și aici, sau tocmai asta ar trebui să fie dovada pentru mine că El este Dumnezeu, pentru că eu nu-L înțeleg pe deplin, în putere și în toate celelalte lucruri. Cât timp, o ultimă întrebare din această emisiune, din această seară, cât timp ne va lua ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu pe deplin? O veșnicie întreagă, mă scuz Ionel, o veșnicie întreagă ne va lua. Adică niciodată nu vom obosi în ascensiunea cunoștinței. Niciodată nu vom stagna în această cunoștință. Pentru că după cum Dumnezeu este de necuprins, nici timpul nu-L cuprinde. Așa că este bine să medităm la aceste adevăruri care în dragostea Lui pentru noi ni l-a descoperit și nouă. Și ne-a spus că dacă vom fi credincioși Lui, vom avea favoarea să-L vedem față în față, așa cum spune și Apostolul Pavel. Deci acum suntem copiii lui Dumnezeu, dar știm că atunci când îl vom vedea pe El, pe Domnul Iisus, vom fi ca El. Să ne ajute Dumnezeu, nouă și tuturor ascultătorilor noștri, ca într-adevăr să ni se împlinească și nouă această bucurie de a-L vedea pe Mântuitorul nostru față în față, așa cum îl vedeau ucenicii, pentru că ei au fost mult privilegiați, să-L vedem și noi, pentru că ne-a promis că va reveni să ne ia la sine și dacă vom fi și noi pregătiți pentru momentul acela, vom fi luați la sine în împărăția Lui. Aceasta este nădejdea și dorința inimii mele și cred că a tuturor dintre noi pentru a ne putea bucura cu toții în cerul lui Dumnezeu. Da, mulțumesc pentru gândurile din seara aceasta. Deci veșnicia nu va fi ceva plictisitor, ceva care să doar să te plimbi pe acolo, să mănânci din toți pomii din grădină, ci va fi o școală continuă în care vom descoperi și vom descoperi noi înălțimi ale caracterului lui Dumnezeu. Vor fi noi trepte și noi ținte de atins, de aceea începutul sau înscrierea pentru acea școală începe de astăzi. Domnul Iisus a început înscrierea, Domnul Iisus lucrează cu oamenii Săi și vrea să lucreze cu fiecare dintre noi să aprofundeze. Și dacă astăzi elevii merg la meditații, Iisus dă astăzi meditații, Iisus vrea să vorbească cu mine și cu dumneavoastră, Iisus vrea să ia din viața noastră temerile, îndoielile și vrea să ne ofere credință, pace și liniște. Dorim ca să vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară și la încheiere să-I mulțumim lui Dumnezeu prin rugăciune și vă așteptăm și la continuarea acestei dezbateri la această temă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem un moment de rugăciune împreună cu pastorul Ionel Aria. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne plecăm capetele înaintea Ta cu recunoștință și laudă ca să-ți mulțumim pentru felul în care ni te descoperi fiecăruia. Să-ți mulțumim pentru că ești necuprins și că în fiecare zi descoperim noi minuni ale caracterului Tău, care vin din cuvântul Tău, pe care le vedem, pe care le înțelegem, dar înțelegem că sunt atât de multe lucruri pe care nu le cunoaștem și dorim într-o zi să facem parte din elevii aceia pe care Tu îi vei învăța lucruri noi și minunate despre Dumnezeu și despre cer. Te rugăm să dai această dorință fiecărui om din lumea aceasta să se înscrie la această școală înaltă, unde Tu vrei să descoperi lucruri minunate
celor care doresc. Să sprijinești orice suflet cu dorința aceasta de a cunoaște, de a dori să știe despre tine și să ne mulțumim cu ceea ce tu ne-ai descoperit până în prezent și să ne mulțumim cu dragostea ta pe care o vedem și o simțim zi de zi și clipă de clipă. Te lăudăm, îți mulțumim, rămâi cu noi. Prin Domnul Iisus te rugăm. Amin. Amin. Amin.